Haideți să revenim. Eu așa cred eu, da. Care se adresează romașcanilor care nu se uită la televizor. Nu neapărat. Personal, cred că toată lumea are televizor în casă. Sunt convins. Mai ales că la televiziune locale, după o anumită vârstă, sunt cei mai mulți și cei care se uită. Așa este, dar nu toți au posibilitatea să urmărească un canal pe un post sau pe altul. Știu că sunt doi furnizori de televiziune pe raza municipiului Roman și sunt anumite, sau cred că toate, nu mai știu exact. Nu, mă refer la altceva, la cei care transmit posturile dumneavoastră. Am înțeles. Da. Să va rezolva și problema asta, să știți. Dacă noi ne bucurăm. În luna februarie, operatorii de ăștia de cablu sunt obligați să ia... Ah, ok. E foarte bine. Dar asta este o altă discuție. Bun, deci considerați că este ok. Din punctul meu de vedere, da. Din punctul dumneavoastră de vedere și vreți să faceți, să facem un rezumat, ca să înțeleg că să nu schimbăm subiect. De 10.000 de exemplare, asta va fi propunerea, da? Da. Pe următoarele... Adică pentru anul 2, nu. Deci 12 ediții anuale. Câte una pe lună, bănuiesc. Poate să fie una pe lună, poate să fie două într-o lună, depinde de evenimentele care vor fi. Bun, asta în condițiile în care știrile de aici sunt difuzate și online și, da. Și în presa scrisă. Gata, avem doi da. Așa este. Da?